la ce face spergămine. Știți, câteva rețete. Și mi-am întrebat așa. Eminem publice de la Nerd. Asta, opa, așa. Ăsta am văzut că sunt foarte gogă și mi-am luat și eu. Am aici niște ciocolată cu bubble tea. Asta o am din Turcia. E un checuleț cu umplutură, arată foarte bine. Când am fost săptămâna american la Lidl, mi-am luat niște fericele cu ciocolată albă. Asta o am din Bulgaria. Îmi place foarte mult pentru asta, nu știu cum se pronunță. Ce-am mai luat? Asta cred că a fost din Turcia. Ia să vedem. Asta la Haribo este o bezea. Mai am, cred că tot în Turcia, niște biscuiți cu carne. Ăștia, i-am luat din Grecia, arată foarte bine. Avem și noi, doar că n-am văzut varianta asta până acum. De la Kinder am unde stea. Și niște tăiței de la magazinul corean. Bun. Deci am văzut o chestie care mi-a plăcut foarte mult. Vreau să încerc și eu. Folie. Pâine din aceasta toast, dar mai mare. Pac. Bun. Am aici două. Ne-am făcut special cuptor cu microunde ca să poată să-mi iasă așa. Chiftele. Chiftele și paste. I-am făcut pastele la cuptor și am pus și parmezan. Vreau paste peste tot. Peste tot. Să nu lipsească pe undeva. Gata. Așa. Punem ăsta deasupra. Este mortal. Mortalul. Ăștia, păcat de consistența lor, că sunt foarte buni, dar e un gust de ieftin exagerat. Dar mochi ăsta, ciocolata albă și cu bubble tea, Doamne, cel mai bun mochi pe care am mâncat în viața mea. Și ăștia, ok. Nu simt atât de mult aroma de cafea, dar... Ok, iuți. Nu-s preferat și mie.